Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent va predomina vremea frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab, însă ploi abundente vor fi în peninsula iberică, acolo aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și căderi de grindină. De asemenea, vântul va avea intensificări și sunt posibile vijelii. În orari temporare și ploi locale vor fi perii restrânse, însoțite de descărcări electrice și în nord centrul și estul Europei. Temperaturile vor crește ușor în regiunile vestice și vor scădea în cele central-estice. La Chișinău, mâine, cerul va avea în orări temporare și va ploua. Maxima va fi atât de 29 de grade. Luni va continua să plouă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Marți vor fi tot 27 de grade, însă cerul va fi senin. La noi în țară, mâine vremea va deveni instabilă, iar în vestul, nordul și centrul teritoriului se va răci. În orările se vor accentua și vor fi averse și descărcări electrice. În Maramureș și în Crișana, iar în a doua parte a zilei și în Banat, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei, precum și în zonele montane. În regiunile sudice și în cele sud-estice va fi vreme însorită și călduroasă. Vântul va fi activ, se vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră și izolat vor fi vijelii și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-22 de grade în nordul țării și 32-33 de grade în Câmpia Română. În capitală mâine va fi cald, vor fi cam 33 de grade, iar cerul va fi senin. Luni se mai răcorește puțin, maxima nu va depăși iată 26 de grade, iar cerul va avea înorări și va ploua. Vântul va fi și el de asemenea activ. Se vor atinge viteze de 40-45 de km pe oră. Marți vremea va fi frumoasă, se va încălzi, astfel că termometrele vor indica o maximă de 29 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi, însă vântul va rămâne activ. La munte vremea va deveni instabilă și se va răci temporar. Vor fi înorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 35 de litri pe metru pătrat. La mare, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade, iar apa mării va avea valori de 24, cel mult 26 de grade. Și pe litoralul bulgăresc se menține atmosfera plăcută, cerul va fi variabil, iar maximele în stațiuni vor fi atât de 26-27 de grade. În Grecia cerul va fi variabil spre senin, iar termometrele vor indica maxime cuprinse între 22 și 29 de grade. Luni vremea se va răci și în sudul și sud-estul țării, cerul va fi variabil în vest și în extremitatea de sud-est, iar în restul teritoriului va avea înorări și vor fi averse însoțite de descărcări electrice pe arii extinse în Oltenia, local în Muntenia, Transilvania, Moldova, vestul Dobrogei, precum și în zonele montane și submontane. Vântul va avea intensificări în est și în sud-est și pe alocuri în extremitatea vestică a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu valori ușor mai ridicate în estul Munteniei și în Dobrogea, unde vor fi cam 28-29 de grade. Marți, cerul va fi variabil cu înorări în zonele montane și submontane, unde va mai ploua slab. Vântul va avea intensificări în sud și în sud-est, precum și la munte, în special în Carpații de Curbură și cu totul izolat în centrul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22-23 de grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 29-30 de grade în Muntenia și în vest. Dobrogei. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată, numai bine!